Viața comunității din Neud, județul Maramureș, curge limpede și frumos. Peisajele mirifice ale locurilor contopesc în ele oamenii destoinici și harnici ai Neudului, cu tradiții și obiceiuri bine păstrate din moși strămoși. Tinerii au plecat pe meleaguri străine în căutarea unui trai mai îndestulat, dar încă sunt animale de crescut și agricultura montană își are încă locul sigur în viața maramureșenilor. Am profitat de întâlnirea prilejuită de zilele Muzeului Satului pentru a vorbi puțin și despre agricultura din Neud, chiar cu primarul Comunei Transilvanene, David Nicolae, într-un interviu exclusiv marca Agro TV. Știți pe ce? Încet, încet așa lumea s-a axat și au început să apară mici fermieri. Da. Deci e creșterea animalelor, sunt câteva ferme mici, le spunem așa, în jur de 50, 60, 70, 100 de capete de vaci. Da, în mod special. Da, și oi mai sunt. Mai aveți ciobani? Foarte greu îi găsesc, așa. Mai mulți sunt administratori de stână decât ciobani, da. Cu ciobanii este o problemă pentru că a dispărut tradiția ciobănitului. Și oamenii, munca la stână e grea și atunci... Deci se aplică și la dumneavoastră ce se aplică și în restul țării. Dar nu suntem noi deosebiți față de celelalte zone. Cu ceva trebuie să fiți deosebiți. Suntem cu portul popular, cu bunătatea și cu celelalte. Da. Noi atunci așteptăm invitația dumneavoastră. De fapt, ne invităm singuri la dumneavoastră la Neud să-i vedem pe fermierii dumneavoastră, să vedem produsele lor, pentru că e important. Ce se întâmplă cu produsele oamenilor? Reușesc să le ducă undeva? În urmă cu câțiva ani, la noi nu era un târg local și am organizat un târg local. Chiar nu participă numai locuitorii din Neud, mai vin așa și din celelalte localități, dar foarte puțin, în care își valorifică produsele. Cu greu, dar și le valorifică. Da. V-ați gândit, să spunem, la un gal, la un punct gastronomic local? Chiar sunt vreo 3 sau 4 puncte gastronomice locale înființate în cadrul pensiunilor care funcționează pe raza localității. Suntem membri ai galului Valea Izei Moisei, chiar fondatori a acestui gal. Da, și vedem ce o să se poată face. Au accesat încet, încet câteva fonduri, să știți că pe măsurile astea micuțe de 15.000 de euro și avem câțiva care au trecut și la cealaltă etapă un pic mai mare, 75 sau 100.000 de euro, sunt câțiva fermieri, puțini. Tineri? Din păcate, tinerii e aceeași problemă, ca și peste tot, au plecat foarte mulți, sunt plecați în străinătate, foarte multă lume e plecată. Rămâne tot pe generația medie. Un pic mai în vârstă, da, care se ocupă cu munca. Cine e obișnuit să muncească, nu? Ca și creangă. Care cine e copil să joacă, popa citește și calul trage. La dumneavoastră se cultivă, aveți, să spunem, solul potrivit unde să vă desfășurați? Știți cum, este o zonă de munte. Este o zonă de deal, de munte și... În momentul de față, cartoful mergea înainte bine, acum aș pun așa pentru uz propriu ce își mai pun. Avem o tânără familie care a început să facă niște solarii și chiar îi merge destul de bine, dar în rest e fân foarte mult, iarbă. Pentru creșterea animalelor în general e o zonă bună. Pentru telespectatorii dumneavoastră ce le pot spune? Să vizioneze și să țină foarte mult la partea de tradiții, pentru că agricultura, nu? Sunteți Agro TV, un post pentru agricultură, tot de la țară a venit. De la țară vin și tradițiile, de la țară vin toate. Și să-l vizioneze și să încurajeze tinerele generații să crească animale, să se ocupe de agricultură. Este sectorul de care fuge toată lumea. Dar fără de care nu putem trăi. Da, din păcate, așa e. Lumea fuge. Munca în agricultură e cea mai grea.